Când a rupt mielul pe cetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Și am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Apoi, îngerul a luat cădelnița, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. Și cei șapte îngeri care aveau cele șapte trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Amin. Suntem la încheierea peceților. Am vorbit în săptămânile trecute despre cele șase peceți din Apocalipsa, capitolul 6, înșiruirea primelor șase peceți, și apoi în Apocalipsa, capitolul 7, este un interludiu, este o pauză suficientă pentru a vedea două lucruri. Mai întâi, pecetluirea celor 144.000 din Israel. Sunt unele lucruri pe care nu le-am menționat, pentru că în continuarea cărții Apocalipsei ne vom întoarce la poporul Israel și sunt anumite lucruri specifice despre pecetluirea celor 144.000 pe care le vom aborda la vremea respectivă. Dar apoi apare această mulțime a celor îmbrăcați în haine albe. Ce știm despre această mulțime? Știm mărturia lor. În capitolul 6, versetele 9 și 11 spune: când a rupt mielul pe cetea cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Și versetul 11: fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă și s-a spus să aștepte până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor care aveau să fie omorâți. Mărturia lor. În al doilea rând, mântuirea, salvarea lor. În capitolul 7, versetul 10, ei strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Dacă ne uităm în capitolul 19, și vom vedea pe parcurs că anumite lucruri se reiau, revin în atenția noastră. Apocalipsa nu este neapărat o carte cronologică, e formată din acte, din scene, imagini, ce se petrece în cer, ce se petrece pe pământ, și anumite entități, cum ar fi biserica, Israelul, neamurile, se reiau pe parcursul cărții. În capitolul 19, din nou, găsim o gloată multă care zicea: aleluia, a Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai jos că miresei, soția mielului, s-a îmbrăcat cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. La vremea respectivă vom vorbi despre lucrul acesta, despre vom întări faptul că această mulțime este biserica Domnului Iisus Hristos, mireasa răpită. Și apoi, vorbim despre mântuire, vorbim despre două lucruri. Vorbim despre mântuirea din punct de vedere spiritual pe care o primim atunci când venim la credință și vorbim despre mântuirea din moarte, mântuirea finală, învierea. Acest popor al lui Dumnezeu, adunat înaintea lui Dumnezeu, așteaptă momentul învierii. Așa după cum vom vedea în capitolele următoare. Dacă ne uităm în Romani, în capitolul 13,
cu versetul 11. Cuvântul Domnului spune: și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Harul final, salvarea finală, mântuirea finală, când sufletul mântuit este reunit prin înviere cu trupul proslăvit, înviat, trup nesupus putrezirii. Tot cuvântul lui Dumnezeu, vorbind despre această mântuire la viitor, ne arată în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 5: voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Această mântuire o cântă mulțimea aceasta, gloata aceasta imensă. Și apoi, nu numai mărturia lor, mântuirea lor, dar și mângâierea lor, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că stau înaintea scaunului de domnie, îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altarșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Sunt cei care vin din necazul cel mare, din marea prigonire finală. Și acum, dintr-o dată, după această imagine, în capitolul 8, versetul 1, cuvântul Domnului spune: când a rupt mielul pecetea a șaptea. Când a rupt mielul pecetea a șaptea. Ce se întâmplă când mielul rupe pecetea a șaptea? Vă rog să observați momentul. 144.000, rămășița lui Israel, este pecetluită și protejată pentru vremurile de mare restriște care au să vină. Mulțimea sfinților, numărul ei este completat tot timpul. Sufletele de sub altar care își așteaptă tovarășii, li se dă să se îmbrace în haina albă. Și este o mulțime imensă pe tot pământul. Vreau să fac o paranteză. O să abordăm lucrul acesta într-o lecțiune separată. Mesajul fratelui pastor Adrian mai devreme ne vorbește că mijlocul de ultim resort pe care îl folosește Dumnezeu ca să ne salveze de secure, poate fi violent. Să lovești, să sapi, să tai sunt acte de violență. Trăim într-o lume întoarsă pe dos. Citeam zilele trecute și sunt 100% de acord cu asta. Disfuncțională mental. Știți ce înseamnă asta? A nebunit lumea, trăim într-o lume de nebuni. Spuneți-le că i-am făcut nebuni, că Biblia spune că sunt nebuni. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Nu e nicio problemă să rupi în bucăți și să omori un copil înainte de naștere sau până la naștere. După care n-ai voie nici să-i dai o palmă la fund ca să-l disciplinezi, că e abuz. N-a înnebunit lumea asta. Nu-i abuz. Cuvântul Domnului spune: eu mustru și pedepsesc pe cei pe care îi iubesc. În anul acesta de îndurare, dacă vei simți sapa, hârlețul, lopata, fierăstrăul, să știi că sunt actele iubirii lui Dumnezeu. Știți că eu am încasat multe palme de la părinți, mai ales la mama. Mama mi-a tras cele mai multe, tata mai rar.
după ce am trecut de o anumită vârstă, când nu le-am mai primit, când m-am maturizat, când am prins minte la cap și când nu le-am mai primit, nu mi-am putut aminti niciodată de disciplinarea pe care am primit-o de la părinți cu resentimente, ci cu aceeași dragoste pe care știu că au simțit-o ei atunci când au vrut să cresc ca un om cu minte în cap. Prigonirea pare ceva violent și ura lumii acesteia împotriva bisericii se va desfășura la cote inimaginabile. Știți că în timp ce noi sărbătoream Crăciunul, într-una din țările musulmane a capturat creștini și i-au decapitat în timpul sărbătorii Crăciunului. Însă, dacă n-ar veni prigoana, nu s-ar strânge mulțimea aceea cu milioanele să se completeze numărul sfinților. Pentru că atâta vreme cât putem să ne bălăcim în acest confortabil, când felul cum ne îmbrăcăm sau nu ne îmbrăcăm nu ține de mântuire, când dacă suntem plini sau nu de Duhul Sfânt nu ține de mântuire, când venitul sau absentatul de la biserică nu ține de mântuire, când mântuire e un fum așa, un abur, va trebui să vină momentul în care decizia ta să fie tranșantă și a-L urma pe Hristos înseamnă să renunți la tot și chiar la viață. Știți ce nădejde am? Milioane de credincioși de pe întreg pământul se vor trezi la realitate și vor îmbrățișa martirajul și nu se vor lepăda de Domnul. Lăudat să fie Domnul! Binecuvântată va fi această prigonire! Va întoarce biserica cu inima spre Hristos și în focul prigonirii viața noastră se va transforma într-un clocot al iubirii față de Împăratul nostru. Dar în imaginea aceasta, mielul rupe ultima pecete. Și vă rog să observați trei lucruri. Mai întâi, tăcerea. Tăcerea. Când a rupt mielul pecetea șaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Noi urâm timpii morți în timpul programului, pentru că timpii morți ne întârzie. Vrem ca toată lumea să se ridice cât mai repede, să înceapă, să cânte, să predice. Ce părere aveți dacă atunci când am început mesajul, mă ridicam și mă uitam la dumneavoastră 5 minute, nu o jumătate de oră, aproape o jumătate de oră. 5 minute. Să știți că nu mai avem răbdare să tăcem în ziua de astăzi. Avem nevoie de momente de tăcere. Și ce spunea prorocul Țefania? Tăcere înaintea Domnului Dumnezeu. Știi că ai nevoie să mergi în odăița ta și să taci uneori o oră ca să-ți vorbească Dumnezeu? Rugăciunea nu înseamnă numai vorbire, înseamnă de multe ori tăcere. Vă aduc aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu în psalm, spunea psalmistul, rostiți lucrul acesta, e vorba de sfințire, de fuga de păcat, cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta când sunteți în pat, apoi tăceți. Vă aduceți aminte de zilele în care poporul în frunte cu Iosua au înconjurat Ierihonul într-o liniște perfectă? O națiune întreagă! Ce bine au făcut prietenii lui Iov când s-au apropiat de el și i-au văzut necazul și au tăcut.
Problemele au apărut după ce au început să vorbească. În acest moment, față în față cu acea mulțime de eroi, față în față cu pecetluiții lui Dumnezeu din Israel, mielul rupe pecetea și primul lucru, cerul ia poziția de drepți. E un moment de reculegere în cer. Urmează vremuri grele. Ultimele răcniri ale diavolului, care știe că are puțină vreme. Încă o recoltă de sfinți martirizați. Știți că cerul privește cu atenție la ceea ce se petrece pe pământ. Pe pământul acesta oamenii știu să-și celebreze eroi. Aș vrea să vă spun că și cerul știe să-și celebreze eroi. O, ce defilare glorioasă va fi atunci când vom ajunge nu pe alei asfaltate, ci pe străzi de aur. Când ni se vor da ramuri de finic, când vom fi îmbrăcați în alb. Și dacă vedeți în capitolul 19, strigă mulțimea, gloata răscumpărată, dar strigă și îngerii. Tăcerea aceasta înseamnă un moment de reculegere, un moment de respect profund. Dragii mei, tăcerea are un rol foarte important în relația noastră cu Dumnezeu. Și să știți că de multe ori, în nerăbdarea noastră de a-L face pe Dumnezeu să vorbească mai repede, să intervină mai repede, nu facem altceva decât să întunecăm planurile. Dacă s-au apucat să vorbească prietenii lui și ei au crezut că spun bine și că iau apărarea lui Dumnezeu, dar și-au înfundat prietenul, l-au învinovățit, i-au mărit durerea rănilor. Iov n-a mai putut, a început să vorbească și el și dacă vorbea cu ei era una, dar s-a apucat să vorbească cu Dumnezeu. După ce a vorbit și a vorbit și iar a vorbit, vine Dumnezeu la Iov și spune: cine este cel care mi întunecă planurile? Vrei să vorbești? Răspundem la întrebări. Acesta a fost momentul amuțirii lui Iov. Pentru că tăcerea aceasta ne intrigă, este misterioasă, este greu de explicat. Mergând pe firul învățăturii Scripturii, permiteți-mi să vă atrag atenția cu privire la tăcere. Nu disprețuiți tăcerea. Tăcerea e importantă, uneori tăcerea noastră. Și întotdeauna tăcerea lui Dumnezeu are o semnificație profundă. Când a rupt mielul pe cetea șaptea, mai întâi tăcere, în al doilea rând tămâia. Cuvântul Domnului spune în pasajul acesta că după tăcerea de jumătate de ceas a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților. De ce e multă tămâie? În primul rând pentru că sunt mulți sfinți și în al doilea rând pentru că sunt multe rugăciuni.
ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Iubiți frați și surori, sunt multe lucruri pe care le putem face pe pământul acesta. Însă va veni o vreme în care nu vom mai putea face nimic decât să ne rugăm. Și, Doamne, ce o să ne rugăm? Și spunea Domnul Iisus Hristos fariseilor care acuzau pe ucenici că nu postesc. Zice, păi nu postesc pentru că sunt cu Domnul lor. Zice, dar le va fi luat și atunci vor posti și, Doamne, cât vor posti și, Doamne, cum vor posti. Trăim în vremea rugăciunilor molatice. Trăim în vremea rugăciunilor seci. Trăim în vremea rugăciunilor scurte. Trăim în vremea rugăciunilor estetice. Trăim într-o vreme în care rugăciunea a devenit cea mai neimportantă activitate a bisericii și a vieții de credință. Și nu mă refer doar la rugăciunea publică, la rugăciunea comună, mă refer la părtășia de odăiță. Mă refer la acel efect spiritual pe care noi îl numim, în urma legăturii permanente cu Dumnezeu, rugăciune neîncetat. Când spunem rugăciune neîncetat, nu înseamnă să ne așezăm pe genunchi și să stăm 24 de ore. Înseamnă că inima ta este veghetoare, că înclinația ta tot timpul nu este să te gândești când ai un moment de respiro, nu este să te gândești la alte lucruri decât la Dumnezeu, să rostești numele Domnului. Dragii mei, tămâia aceasta reprezintă două lucruri. Mai întâi reprezintă rugăciunile sfinților, dar în al doilea rând reprezintă răzbunarea lui Dumnezeu. Ce fel de rugăciune se îndreaptă spre Dumnezeu? Rugăciunea de pe pământ a sfinților martirizat este un strigă de durere. Acolo sunt soții care își văd soții martirizați, soți care își văd soțiile martirizate, părinți care își văd copiii uciși și copii care își văd părinții martirizați. Este un haos al durerii, este o hăituire zi și noapte. Cineva m-a întrebat odată, cum va arăta viața sfinților în timpul necazului cel mare? Și-am spus, e în Biblie. E în Biblie. Evrei 11, de la 36. Alții au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Și veți spune, ăștia sunt sfinții Vechiului Testament, sigur că da. Ei, de care lumea nu era vrednică, dar toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și cum citeam, în urmă cu două lecțiuni, ca să vedeți că e biblic ceea ce spun, în Matei 24,
atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile. Pentru numele meu atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Acestea sunt rugăciunile durerii, însă rugăciunile sfinților sunt și un strigăt de răzbunare. Menționam ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 6, versetul 10, la pecetea 5-a. Când s-au arătat sub altar sufletele celor ce fusese răjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Și acum ascultați ce se întâmplă în Apocalipsa, în capitolul 8. După ce fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților, rugăciuni de durere, dar și rugăciuni de răzbunare, de sub altar, toate rugăciunile tuturor sfinților au ajuns la Dumnezeu. Ascultați ce spune în versetul 5, apoi îngerul a luat cădelnița, aceeași cădelniță în care a ars tămâia, care s-a suit cu rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu, a umplut-o din focul de pe altar și l-a aruncat pe pământ. Și s-au stârnit tunete, glasuri, fulgere și un cutremur de pământ. S-a stricat tăcerea și liniștea dintr-o dată. Vorbi despre tăcere, care înseamnă reculegere înaintea ceea ce urmează. Înseamnă respect față de sfinții care își dau viața pentru Mântuitorul lor. Am vorbit despre tămâie, care înseamnă rugăciunile sfinților, dar și o cerere de răzbunare a sângelui lor. Frați și surori, nu există sânge nerăzbunat, nu există vărsare de sânge nerăzbunată. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre trâmbițe. În versetul 2 spune că atunci când s-a făcut o jumătate de ceas, aproape o jumătate de ceas tăcere, am văzut pe cei 7 îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat 7 trâmbițe. Și ultimul verset pe care l-am citit, versetul 6, și cei 7 îngeri, după tăcere, după ce a fost arsă tămâia și s-a ridicat rugăciunea sfinților înaintea lui Dumnezeu, după ce a fost vărsat focul de la altar pe pământ, cei 7 îngeri care aveau cele 7 trâmbițe s-au pregătit să sune din ele. Când am vorbit despre peceți, am menționat că pecețile sunt începutul durerilor și corespund cu Matei 24, ca în oglindă, ca într-o oglindă. Trâmbițele sunt judecăți colaterale. Și vom vorbi despre lucrul acesta în studiile următoare. Dar judecățile directe și finale ale lui Dumnezeu sunt potirele. Și dacă ni se pare că ceea ce s-a întâmplat la o pecete sau la alta, la o trâmbiță sau la alta, este mânia lui Dumnezeu, așteptați să vedeți potirele. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre un an de îndurare și despre o zi de răzbunare a Domnului. Ziua de răzbunare a lui Dumnezeu este caracterizată de plâns și de scrâșnirea dinților. Este trist că neamurile, oamenii din lumea aceasta, nu-L primesc pe Hristos și vor sta sub bombardamentul judecăților lui Dumnezeu un timp îngrozitor. Dar știți ce este mai trist? Că unii dintre credincioșii care stau pe băncile bisericii,
care refuză să-și umple vasele cu un de lemn, care refuză să ia aminte la cuvântul sfânt, care se poartă exact ca oamenii aceștia din Apocalipsa, despre care spune, cu toate că au văzut judecățile lui Dumnezeu, au refuzat să se pocăiască, au refuzat să accepte mesajul pocăinței pe care l-a transmis Dumnezeu. Dintre fecioare vor rămâne acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. În seara aceasta, aș vrea să fac un pic de tăcere. În timpul acesta de tăcere, în sufletul fiecăruia dintre noi, să ne facem o cercetare, să ne reculegem puțin, să vedem cât de mult a făcut Dumnezeu pentru noi, cât de mult ne-a iubit sufletele, cum ne-a binecuvântat El în anul acesta, cum ne-a purtat de grijă din toate punctele de vedere, ca indivizi, ca familii, ca biserică. Și în fața purtării Lui de grijă, uitându-ne la felul cum noi am rodit, la felul cum noi am răspuns iubirii sale, acestei grații nemeritate, favoarea Lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. În tăcerea aceasta, în reculegerea aceasta, în adâncul respect pe care îl avem pentru cei care nu s-au lepădat de Mântuitorul și au sacrificat în timpul acesta în lipsă, în prigonire, în martiraj, au sacrificat totul de dragul Mântuitorului, în vreme ce noi am avut parte numai de confort și de binecuvântări. În momentele acestea de reculegere, de respect pentru Sfinții lui Dumnezeu, tăcerea aceasta să ne ducă la pocăință, să ne ducă la smerenie, să ne conducă la hotărâri sfinte de schimbare a vieții noastre. Frați și surori, o să păstrăm câteva momente de tăcere, de reculegere înaintea lui Dumnezeu, dar nu pentru ca să stăm așa să ne uităm la pereți sau dacă închidem ochii să ne gândim la cine știe ce. Nu, să ne gândim la viața noastră, să ne gândim la noi, să ne gândim la sufletele noastre. Și pe urmă, haideți să dăm drumul la această tămâie binecuvântată care va urca până la tronul lui Dumnezeu, rugăciunile noastre. Deocamdată nu de durere pentru copiii noștri, pentru cei dragi ai noștri, nu că suntem încă prigoniți sau sacrificați sau martirizați. Probabil că acum e nevoie să lăsăm tămâia aceasta, fumul acesta să urce la cer ca o durere spirituală a neajunsurilor, a lipsurilor, a falimentelor noastre spirituale, în ciuda tuturor lucrurilor pe care le-a făcut grădinarul la rădăcina noastră. Și pe urmă, mă rog din toată inima în timpul rugăciunii, nu trâmbițe din acestea, măcar că ar putea și astea să sune, poate ne-ar speria, măcar din senin s-ar apuca o trâmbiță să sune, dar gândindu-ne la aceste sunete de trâmbiță, ele să fie niște sunete care să ne trezească în sfârșit din somn, în această vreme din urmă, care se apropie cu pași repezi, să fie sunete de trezire, de înviorare spirituală, să ne scoată din apatie, să ne scoată din starea de moleșală în care am căzut mulți dintre noi, de indiferență. Dragii mei, cea mai mare erezie este indiferența. E o erezie să nu recunoști cuvântul lui Dumnezeu așa cum este scris și să nu-l accepți și să nu-l împlinești. Dar e o erezie mai mare să-l cunoști și să-l știi așa cum este și să trăiești altceva. Nimic nu l-a înfuriat și să știți că Domnul și-a arătat și mânia când a trăit aici pe pământ, că de-aia l-a răsturnat mesele. Nimic nu l-a supărat și nu l-a mâniat mai tare pe Mântuitorul decât acest ateism practic în care îl știm pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, știm despre Dumnezeu,
ne ridicăm în picioare. Plecăm capetele înaintea Domnului. Vă chem pentru câteva momente să păstrăm tăcere. Noi nu o să stăm aproape o jumătate de oră. Deși să știți că n-ar fi o idee rea odată să stăm car câteva minute în liniște, în tăcere. Avem nevoie de timp să le luăm pe îndelete, nu cu grabă, nu așa dintr-o dată. Nu ne ajută memoria dacă ne grăbim. Toate lucrurile le facem pe fugă. În perioada aceasta de tăcere, în momentele acestea de tăcere, haideți să recunoaștem ca o notă generală a vieților noastre că avem nevoie de pocăință, să stăm câteva momente în tăcere înaintea Domnului.